Lecțiile de istorie predate de profesor la clasă nu prea impresionează pe nimeni. S-a terminat ora, profesorul a ieșit din clasă, iar viața își rea cursul alert. Dar când reușim să vorbim cu oameni care au trăit vremurile cuprinse între coperțile manualelor, lecțiile de istorie se transformă în lecții de viață. Din lecția de istorie cunoaștem că la 30 august 1940 a fost semnat dictatul de la Viena. Tot de acolo am aflat că noaptea de 30 august Consiliul de Coroană a fost convocat și, în ciuda opoziției unor oameni politici, precum Iuliu Maniu sau Nicolae Iorga, s-a hotărât cedarea fără luptă a unei părți din teritoriul Transilvaniei. Lecția de viață ne învață așa. Tu și cum te-ai hotărât să pleci de aici? Tare după bine. Ce au venit ungurii. Tare bine, e bine că mi-a scris Ioanaș să mă duc, că el s-a fost dusă. Dar cine era Ioanaș? Dar pe cine? N-a fost Ioanaș, n-a fost bărbatul meu cu care am făcut fata. Dar nu era bărbat. Pe amul nu mi-era bărbat, dar atât. El mi-a scris să mă cum duc. Cum ți-a scris, mătușe? No, pe amul nu știu că... Întreabă-ți mândră părinți, lasă-ne să trecem mulți. Nu după știu. Mie i-am întrebat și pe mine m-a lăsat. Da, da, cred. Deci a lăsat și pe tine, hai mândră să trecem mâini. Cred că așa a fost, că l-a lăsat, că doar s-a dus. S-a dus, el ne-a lăsat. Ca și fratele meu Iulian, așa s-a dus. Da, de ce? De ce? Până ce mereu la Levente să facă instrucție și unii mereu la Glod. Și acolo, pe târg, cam dumneata știi, pe târg i-a pus acolo la grapă. Vreo 12 au fost. În juc să tragă la grapă. Cine? Cine? Niște unguri care au fost acolo în Glod. Și fratele meu Iulian s-a supărat pe când a venit acasă și a aruncat pălăria, zice, nu mă mai duc altul, vezi la Levente, zice, eu ia paci drept în România mă duc. Și așa și fost, s-a și refugiat el. Și după aceea... cam când te-ai dus? Eu m-am dus cam în octombrie. În ce an? În 43. În 43. În 43. Cum ai trecut granița? Tare bine. Cu o femeie m-a ajutat, că m-am dus până la Gherla, m-am dus cu trenul și de acolo ne-am dus pe jos. Cam au mai fost încă mulți care au trecut. Și api în Sic, acolo o femeie, măcar că acolo numai unguri în satul acela, și aceia ne-au trecut. Granița și pe cealaltă. Sara am ajuns la graniță și ne-au și trecut. Și dimineața am stat acolo la pichet. Cu românii, cu soldații români. Și după aia dimineața până ne-am dus în Turda, că de acolo nu a fost și departe. Și acolo l-ai întâlnit pe acolo m-a așteptat Ioan așa, pe m-am dus la ăsta ni la dar era tare multă lume. Eu zic, nu stau aici atâta. Mă duc și am și intrat la croitorie și am lucrat la croitorie. Și când v-ați întors? Când v-ați întors înapoi? După ce s-a terminat războiul. Cum? Cum a fost întoarcerea? Și pe jos, și pe tren, și pe mașini, și pe ce-am putut. Numai să ajungem acasă și avem și o fată mică. Câți ani avea copilul? Nu era numai născută de la Crăciun. Și asta în ce lună se întâmpla? Asta, atât în 43 ani născut-o, era aproape un an avea. Un an și ceva.